Are Mihnea. Hai să îl salutăm pe un prieten. Te uiți la Mircea? Da? Cum? Ia uite-l. Cum ai fi? Salutare, salut, Mircea. Bună seara, bună seara. A sunat Johnny Bravo și a cerut freza înapoi. Da, a mai sunat săptămâna trecută, dar am zis că mai am un pic nevoie de ea să fac și apariția asta, după aia eu dau. Da, eu m-am tuns cu unghiera, se vede, dar mă rog, și m-am tuns acum vreo lună între timp, o să-mi las așa părul peste urechi și pun și un șire din ăla sub bărbie, ca să pară, știu, din aia de... Te-ai dus la frizer? Dacă m-am dus eu la frizer? Da. Da, obișnuiesc să mă tun. De câți bani te-ai tuns? Să știi că sunt foarte bun prieten cu cei care mă tunde și nu plătesc. Vezi, de-aia îți place de Dan Negru. Adică poate aveți lucruri în comun sau... Hai că a fost bună asta. A fost foarte bună. Da, da, adică mă rog, știi la ce faci referire? Că da, e un zvon despre Dan Negru, da, care ar fi zgârcit. Nu spun eu acum, nimic, ăsta e zvonul acum. El nu e zgârcit, dar se face mișto cu asta. Nu, nu e un zvon, e o reputație. Stai că sunt lucruri diferite. Da, dar ca să nu fim, e probleme, n-ar fi mai normal să-i spunem în zilele noastre Dan afroamerican? Ar fi mai corect așa, în an, corect, acum, să puțim acum da. Cu... Nu? Dan, Dan Negru e destul de rasist așa. Da. Ce vreau să te întreb, deci prietenul tău foarte bun care te-a tuns, e foarte important pentru mine asta și am văzut că ești un om preocupat de soluții. Eu sunt un om care generează doar probleme și atunci cred că ne-am întâlnit bine. Deci când te-ai tuns... te-a tuns prietenul ăsta al tău. Da. El avea mască pe față, era în interior, câți metri pătrați erau, erau geamurile deschise, mai erau și alte persoane de față. Cât a durat procesul tunsului? Deci, iată. Să știi că mască avea. Am râs de pe tema asta, dar omul avea mască. Să știi. Omul avea mască. Omul avea mască. Mai erau și alte persoane incinte? Da, mai erau, da. Pe mine asta mă încurcă, știi cumva, de-aia mă tun practic singur, pentru că nu știu cum să procedez astfel încât să nu ajung la ăștia, la stabiliment, la containere. Dar la... sunt deschise frizerile. Sunt deschise, dar nu cu e frică să mine se în ele. Asta e, ele sunt deschise, nu? Da. N-aș risca... Puteai să te tunzi în timpul bacului, că dacă tot era la... Nu? N-a fost nimeni acolo care să tundă în timpul bacului? Nu, dar că dacă tot bio, erau mai multe persoane în cameră... Aș fi avut timp să mă și tund. În aia 3 ore, aveam timp. Aveai? Aveam timp, am terminat într-o oră la biologie, a fost mega simplu. La ce dat? Eu am dat bacul așa, în ara română, la matematică și la biologie. Și aia ziceam că la bio chiar a fost simplu, am terminat. La biologie? La biologie, da. Wow, asta nu eram pregătit pentru asta. De ce? Adică, bun, eu am dat la 5 materii, la una dintre ele fiind filozofie, era să-și pic bacul din cauza... Știu. Se dădea și la sport, știu. Și la, am dat și la puteai sport. Puteai să dai la sport, dar la 10 am luat la sport, la scris. Dar, așa, deci la biologie, pe bune? Da, da, dar ce ți-a dat la biologie? Nu că mor aici, zi-mi. Să știi că, uite, că tot criticam programa școlară, uite, la biologie mie chiar îmi place ce se învață. S-ar putea mai mult ce ți-am spus, alimentație, nutriție, dar uite, la BAC, foarte cool la biologie, că îți, ai niște cerințe despre niște boli și tu înveți pentru fiecare sistem, sistemul excretor, reproducător, digestiv, respirator, înveți niște patologii. Mi se pare o chestie de utilitate în viața de zi cu zi, față de alte lucruri care se învață la școală. E mega util să știi ce simptome au anumite boli, cum poți să le previi, prevenirea bolilor. Pe lângă asta, evident, anatomia umană, sistemul nervos, sistemul excretor, toate sistemele, aparatul locomotor, toate astea. Dacă, da. Și deci, ce ți-a picat la BAC? Păi erau multe grile, deci erau multe grile și după aia a avut și un eseu, eseul a fost despre sistemul reproducător. Vezi că totuși s-a schimbat sistemul, noi n-am dat grilă. Noi când auzeam de grilă, la înțelegeam altceva. Să bagi niște compunere acolo. Da, da, noi, eu în clasa 8-a, am și terminat-o. În clasa 8-a m-am pregătit pentru admitere la liceu, m-a admis. Practic, cum m-am pregătit a fost că mama a luat niște caiete tip 1 și tip 2, nu știu dacă știi ce sale. Nu. Deci, pe vremea mea, cum a venit, învățam să scriem pe caiete tip 1 și tip 2. Și făceam de alea bastonașe, tu ai făcut de-astea? Da, cum? Ai făcut, pe alea ai făcut, crede-mă, pe tip 1 și deci tip 2. Deci erau alea cu liniile așa, diagonale. Și eu am reînvățat să scriu, că și-a dat seama mama că a zis, băi, nu va înțelege nimeni ce scrii tu acolo. Și plus că scriam ca, cum să zic eu, aparatul excretor al boului, cumva, era așa într-o... Și atunci am reînvățat să scriu în clasa 8. Asta a fost pregătirea mea pentru examen. Dar la grilă dai boierie, mă, voi sunteți totuși, nu știu de ce vă uitați atâta, sunteți foarte bine cu grilă. Păi la grilă... Problema nu e că școala în România e grea. Pentru unii poate e grea, e inutilă, asta e problema. E ineficientă, nu inutilă. E ineficientă, ar putea să fie mai eficientă dacă s-ar dori treaba asta. Dar de acord. Tu chiar ai vrea să te învețe școala ceva?
Da, nu, dar nu, eu am norocul să știu lucruri, să știu, dar oricum știi cum e, cu cât știi mai multe, cu atât realizezi cât de puțin știi. Dar mi se pare că sunt lucruri pe care n-ai de unde să le înveți și ar trebui să le știi. Și le înveți doar greșind. Și e păcat să le înveți doar greșind. Nu mai bine le-ai învăța și n-ai face niște greșeli, mai ales dacă greșelile alea te costă bani mulți. Bun, crede-mă, e foarte complicat ce spui. Adică eu îți dai seama că la etatea pe care o am, urmăresc cu greu, țin pasul cu greu, tu ai și dat examen nici mult mai în formă. SEO, frumos. Da, nu, e bine. La română, ce vreau să te întreb? La română voi mai învățați de ăștia, Nichita Stănescu, gen Marin Storescu, de ăștia, mai învățați de astea? Da. Deci faceți și de astea, că tare, adică nu mă mai așteptam. Am văzut și eu niște tot felul de lucruri, sigur, mai mult pe net, așa, despre tot felul de lucruri cu programa, cu astea și... Deci mai învățați Nichita Stănescu la școală? Da, la noi au scos că era pandemie și era materie considerată din semestrul 2 din clasa 12, dar în continuare e poezia Reoaica tânără iubirea a lui Nichita Stănescu. Da, aia o știe toată lumea, e ca Luceafărul lui Eminescu. E toată lumea, și Scrisoarea a treia, că toată lumea o știe. Da. Bun, și ce vrei tu să te faci când vei fi mare? Mă consider deja un pic așa mare și am ales deja o traiectorie. Cred că sună acum, poate pentru că sună stupid, băi, vreau să mă fac vlogger când voi fi mare. Dacă nu voi fi vlogger, cu siguranță voi face tot ceva în divertisment, în media, firme, emisiuni, alte lucruri. Media e domeniul care mă fascinează cel mai mult, media crede-mă, și filmul. Ești născut pentru asta. Doamne ajută. Te ajută, nu. Ești născut pentru asta. Alte întrebări, domnul Badea? Bine, cred că ce-ar fi foarte tare dacă tu povestești, adică pe vremea noastră se făcea școala, are dreptate sub acest aspect, destul de altfel și trebuia să tocești foarte mult. Poate odată... Nu trebuia să tocești deloc, eu n-am tocit niciodată. De fapt, se și vede. Bun, eu știu. Adică era de tocit. N-ai tocit niciodată? Niciodată. Absolut niciodată. N-am înțeles de ce să fac asta. Nu. Ai încercat să înveți logic lucrurile? Da, eu am la română am citit operele. Mi s-a părut important să citesc dracului opere. Da, eu acum când vorbesc despre decizia ce cere, eu am citit și motivarea. Am acest prost obicei să citesc lucrurile despre care vorbesc. Deci am citit operele și cu asta basta. Când am dat admitere la liceu, toți știe întrebarea, nu știu cum e pe vremea voastră, că acum e cu grile, dar pe vremea mea era câte pagini ai scris. Asta era unul, adică câte pagini ai scris? Și zice, 8. Eu am scris 10. Mamă, și plecai acasă, mamă, am scris ăla 10 și eu doar, aoleo, ce am pățit? Eu am scris una la literatură. Mărsul pustiuri mi-a dat, de Dere Popescu, o super novelă. Sigur, cu iz comunistoid, dar era mult mai mult de atât. Eu m-am referit la mult mai mult de atât, nu la partea comunistoid, dar am scris o pagină. Cu greu o pagină, că am scris așa mare caligrafic și am luat 10. Deci s-a putut și fără să... Da, știu, și eu sunt încă mirat. Acum ai minim 400 de cuvinte, spre exemplu. Adică nu ai... Acum, spre exemplu, la BAC, ai eseu despre opera, ai minim 400 de cuvinte. Adică nu ai cum să scrii doar o pagină. Dacă... Oricum, asta e o altă ipocrizie. Ei spun minim 400 de cuvinte, dar tu dacă nu scrii acolo 1000 de cuvinte, nu prea iei. Că nu ai cum să punctezi tot ce-și cer ei. Bun, 400 de cuvinte, dacă 100 dintre ele le repeți, asta nu e cea mai bună. Și asta o teamă, dar stai puțin și chiar îți numără cineva cuvintele astea. Nu, 1, și 2, 3. Asta. Nu se cam știe 400 de cuvinte cât înseamnă pe câte pagini. Adică depinde și cum ai scris-o. Dar da. Ca să iei, nu știu cum ai luat tu 10, mă da, bucur dacă eu, ai citit crede-mă, dar nu s-a mai întâmplat 10. Atunci. Dar eu știu cu care e realitatea acum. Nu cred că poți să-i zice doar citind operele, pentru că trebuie să ai anumite exprimări care sunt exact ca în comentariul pe care îl primești. Spre exemplu, tema operei. Tu poate identifici tema, dar nu o spui fix cu cuvintele alea. Nu spui că, uite, tema în prumb este condiția de damnată a poetului într-o societate meschină care nu îl înțelege. Tu poate spui tema e tristăra. La plumb? Da. Dormeau adânc coroane de plumb. Ai tema, condiția de damnata. Asta e tema. Înseamnă că eu am înțeles greșit poezia plumb. Aici la simbolism, mie mi-a plăcut simbolismul, fiind o fire mai distrusă așa, din genetic distrusă. Mi-a plăcut simbolismul. Deci despre condiția asta era... Condiția de damnata. Recunosc că nu, pe vremea mea, nu, eu n-am înțeles așa poezia plumb, dar interesant. Deci încă se mai studiază plumb. Puteți să aveți o conversație și despre Riga Crypto, vă rog? Da, ăla era matematician, cetățeanul care a scris... Ion Barbu, da. 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 E punctul meu sensibil, asta, Riga Crypto, e aici, o am aici. Ia să vedem.
De ce îți place așa de mult? Nu-mi place, asta e ideea. A, nu-ți place, nu că asta mă încet. Tocmai faptul că primi era patru opere moderniste, alte curente, nu, da. Da, e un complex. Nu, eu era să dezvolt un complex crezând că îți place. Și zic, Doamne, zic, ia uite-te. Nu, chiar ai, dacă nici ție nu-ți place Giga Crypto, ne intersectăm undeva, asta e bine. Nu prea am întâlnit fani, ca să zic așa. Da. Asta a fost foarte bun la școală, să știi, era numai cu... Mă bucur, dar uite, știi care e faza cu operele astea obligatorii? Mi se pare că ele sunt puse acolo ca să stimuleze copilul să citească. Dar mulți dintre copii ajung să urască cititul tocmai din cauza acestor opere. Pentru că nu replac aceste opere, conțin o grămadă de cuvinte arhaice, o grămadă de lucruri care nu mai au legătură cu societatea modernă. Nu spun că n-ar trebui să știi cum a fost. Ar fi foarte bine, dar... Copilul ar trebui să-și aleagă ce trebuie să citească. Ori dacă știe, mamă, trebuie să citesc asta, asta și asta și mai trebuie să citesc și asta. Bun, cu toată dragostea. Începe să urească cititul. Zice, asta e cititul? Să învăț despre, doar despre asta, sate și... Știi că sunt atât în Ion, cât și în Moara Cunoroc, e o poveste despre unul care încearcă și să facă bani, să-și depășească condiția, ce pățește? Moare. Adică școala ți-o taie de aici. Vrei să faci bani? Hai. Mori. Știi ce zic? Nu știu. Bine, Lică, dar stai puțin, Lică, să mă dă Moara cu noroc, avea bani. Și a ales singur sfârșitul, că a zis să dea cu capul un pom. Dar, Da, cumva tot asta e tema. Dom'le, el s-a dezumanizat pentru că și-a dorit să-și depășească condiția. Ei au făcut greșeli, amândoi, și Ion și Lică. Da. Pun pariu că v-a plăcut să citiți mai trei? Eu n-am citit mai trei. Nici nu e obligatoriu? Nu, dar nu, poți să-ți alegi. Poți alegi. Mai trei și mai e în coperă. Nici n-am învățat comentariul, nici n-am citit mai trei. O să-ți placă. Da? Mă bucur. O să-ți placă. Chiar o să o citesc. Mircea. Da. Odată când o să avem noi timp, dacă n-o să ne mai întâlnim, și sigur că o să ne mai întâlnim. Da. Poate ar fi foarte mișto să-i povestești de ce asta a fost foarte bun la școală, până când s-a dus la facultate și pe acolo s-a cam stricat. Și nu s-a dus la un examen unde nu știa, aia cu... Da, nu-l să-i povestesc copilului asta? Da, copilul trebuie să știe că merge la facultate acum. Deci copilul, a terminat liceul, copilul cu drac, a terminat liceul și acum merge la facultate. Deci învață-l tehnica, ce faci la examen când nu știi nimic. Deci stai puțin, ce facultate ai dat? O să merg la o facultate de business, Tiffin University. Da, ai pierdut un pariu? Sau de ce se face așa ceva? Nu, că asta mă interesează, business. Și crezi că o să înveți business la facultate? E vreunul dintre aia care predă business la facultate care să fi făcut business? Nu, dar hai să spun o chestie despre business. Practica și relațiile sunt cel mai important în business. Să știi să vorbești cu oamenii, să știi să faci conexiuni. În același timp, trebuie să ai și o bază teoretică, să știi niște concepte de business. Eu le știu, dar n-aș ști să ți renumesc. Pentru că am învățat din mers. Am furat meserie de la alți oameni mai deștepți decât mine, care și-au credit afacerea. Ai citit toate cărțile ale Robert Kiyosaki? Nu, n-am citit nicio carte a lui Robert Kiyosaki. Toată lumea să citesc pe aia, tată, bogat, tată, foarte bine ce vrei să faci, crede-mă. Bravo, așa. Deci la examenul care nu o să fii pregătit, că nu știi ce s-a întâmplat, ai făcut, eu m-am chinuit mult în această viață, foarte, foarte mult. Asta te rog, eu spun. Așa, și cumva chinuiala, adică, bă, te învață cu nasolul. Adică asta, și pe părerea mea, să vezi cum e să fie nasol, e bine. Așa cred eu. De-aia îmi place că ești foarte energic și generația din care faci parte la nivel mondial e o generație destul de slabă, adică foarte slabă, de-aia le și spune snowflakes, adică se plâng mult, se vaită mult, sunt ușor de rănit. Poate vor să schimbe niște lucruri. Poate unii dintre ei vor să schimbe niște lucruri, de-aia se plâng. Zic, nu mai pare merge. Că vor să schimbe nimic, pare că vor să se plângă și să alții să facă pentru ei, dar dacă ai, deci mai un multă... minut, așa că... într-un minut, așa. Bun. Dar tu clar vei fi, n-am niciun fel de îndoială, un vârf al generației tale pentru că ai toate datele, adică ești pacțiune, ceea ce e rar. În opinia mea. Ok, deci long story short, cum ar zice englezul, mă duc la examen, la facultatea de matematică, ceva rău, nu se putea învăța nimic, n-aveai cum să înveți așa ceva. Și pe mine mă cheamă cu B, pe tine te cheamă cu S, vei termina facultatea, dacă mă chema și pe mine șelarul, crede-mă, terminam facultatea cu 3 ani mai devreme. Și eram în prima bancă. Și în prima bancă, îți dai, exact față în față cu ăla. Zic, bă, cum dracu, mai era una cu A, înțelegi, care era în stânga măcar, și eu cu B, ce ai făcut, bobiță, zic, nenorocire. Bun, vine ăla, arogan, nenorocit, pune niște chestii pe tablă, toată lumea s-a uitat, nici nu știe de unde să copiezi, știi, bun, în sfârșit. Începe examenul ăia, fâși, peste tot, eu, îți dai seama, să mă uit și eu, dreapta, stânga, așa, eu mai pe corupție, așa, știi, să văd ce trebuie. Unde te uiți? Eu? Nu mă uit nicăieri, zic, n-am ce să care, eu? Nu,
Nu. Bun. Ăia toți copiau și trăgeau foi. Ăla nici nu prea vedea bine, dar eram exact în fața lui. Deci era, înțelege așa, mamă. Și zic, știți, că era pe vremea aia să vârta, zic, știți, prea mă șea dacă aș putea să plec din examen. Că... Zice, dacă pleci, vii direct în toamnă. Că ideea era că dacă plecai, mai puteai să te amânci, să-l mai dai data viitoare. Zic, poate vine altul cu B în fața mea. În sfârșit. Nu, cine iese din examen, noma, vine în toamnă. Zic, mamă, și mă apucă niște nervi. Mamă, și mă apucă niște nervi, frățioare. Deci mă apucă niște nervi și zic, mamă, zic, mă face ăsta pe mine? Zic, nu, pe mine nu mă face ăsta. Zic, gata. Zic, nu plec de aici, pe mine nu mă face ăsta. Și zic, ia să vezi ce-i fac eu ăsta. Și îl pândesc, și îl pândesc. Mamă, și pe măsură ce îl pândeam, mă enervam mai rău și îl pândesc. Și la un moment dat, nu știi faza, nu știi, nu? Mai bine. O să aflăm. Și cam mai poveste de 30 de ori. Ok, și la un moment dat profesorul se întoarce cu spatele. Știi, se întoarce el cu spatele la mine. Bă, nene, îmi dau un pumn în nas. Bă, mi-am dat un pumn în nas. Puf, una, fua, zic. Ah, mi-au dat lacrimile, zic. Ah, mă uit, nu-mi dăduse sângele. Fua, zic, fua, trebuie să mai dau o dată. Bun. Bă, m-am enervat. Triplu m-am enervat, zic, mamă, deci eram un car de nervi, mă uitam la ăla, luram, pur și simplu, dacă, deci îl dit. Și când s-a întors din nou cu spatele, bă, mi-am dat una, nene. Bă, mi-am dat una în nas. Puf, așa a făcut. Sânge pe masă, ca lumea. Deci mi-am spart nasul beton. Curgea pe mine, sânge pe masă, super. Ăla când se întoarce și după aia eu m-am relaxat. Bine, îți dai seama. Deci eram, și pe aia m-am stat așa liniștit. Așa, super. Și când se întoarce ăla cu fața, trebuie să mă vede practic și zice: era, știi, era ca în filmele de groază. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Eu era așa relaxat de pe spate. Zic, nu știu, zic, cred că de la emoții. Și el, bă, zice, bă, stai, bă, du-te la cabinetul medical. Și eu zic, nu, domn profesor, examenul, eu îți dai seama, cu foaia de sânge, stați puțin, că nu, că examenul, nu, lasă, că nicio problemă, zice, îl dai data viitoare. Poftiți, cum a zis? Nu că-ți vii peste o lună, nu știu cum. A, da, da, a, bine, hai, du-te, repede, du-te, bine, bine, domn. M-am luat alea frumos, m-am dus la baie, m-am spălat cât de cât, așa, m-am dus la film, la Patria, la Legendele Toamnei, ții minte, și acum pe sistemul. Nia! Nu m-ai făcut tu pe mine. Deci s-ar putea să știu și eu câteva lucruri despre învățământ. Să vezi Legendele Toamnei. Mulțumesc tare mult. Da, Legendele Toamnei. Și eu de invitație. Mă bucur că ai fost în seara asta. Eu sunt foarte încântat că tu reprezinți ceea ce reprezinți și înțeleg perfect de ce, după seara asta, că știam de dinainte. Dar sunt foarte încântat pentru cine ești tu astăzi și îți doresc succes și sunt sigur că o să mai. Rămâneți cu Mircea, dragii mei. Mâine seară emisiunea este din nou împărțită în două părți. Vă spun doar una dintre părți. Pentru că va fi ceva așa cum n-ați văzut niciodată. Voi fi față în față cu Helmut Ducadam. Eroul de la Sevilla are o dramă neștiută. Mâine seară, de la 21. Ne vedem mâine. Rămâneți cu Mircea.